Salutare, prieteni! Astăzi o să vă prezint rețeta mea de sarmale la slow cooker. Puteți să faceți această rețetă fie la slow cooker, fie la oală normală. Să trecem la treabă. Avem nevoie de o varză murată, 1 kg de carne tocată mixtă, vițel și porc, 3 cepe, 300 de grame de șuncă, o cană de orez, piper, după gust, cimbru proaspăt, sare, după gust și 3 linguri de sos de roșii. Începem prin a amesteca ingredientele. Unim carnea cu șunca, după care adăugăm ceapa. Punem sare și piper după gust. Adăugăm orezul, pe care l-am spălat bine în 2-3 ape înainte, iar la sfârșit adăugăm sosul de roșii. Cotoarele rămase odată ce am curățat varza, le vom pune la fundul oalei, ca și o siguranță în plus pentru a nu arde sarmalele, chiar dacă în acest caz folosim un slow cooker. Trecem mai apoi la împachetarea sau împăturirea sarmalelor. Odată ce am împăturit sarmalele, le așezăm una câte una cu grijă în oală, astfel încât să creăm cât mai puține spații, ca acestea să nu se destrame în timpul fierberii. Odată ce am terminat cu împăturirea sarmalelor, adăugăm apă cât să le acopere, adăugăm puțin sos de roșii și crenguțe de cimbru proaspăt pentru aromă deosebită. Punem capacul și trecem la programarea crockpot-ului. Acest crockpot are două funcții, low și high, adică temperatură joasă și temperatură înaltă. Noi vom folosi o temperatură înaltă, high, timp de 3 ore jumate. Din acest moment, crockpot-ul își face singur treaba, nu mai trebuie să faceți nimic, nu trebuie să adăugați apă, nu trebuie să supravegheați, iar când se vor scurge cele 3 ore și 30 de minute, sarmalele vor fi fragede, delicioase și numai bune de mâncat împreună cu o mămăligă și cu un pic de smântână lângă. Sper că v-a plăcut rețeta mea de sarmale la slow cooker, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați like pentru mai multe rețete ca acestea și videoclipuri interesante. Vă mulțumesc!